Rășinar din județul Sibiu este marele câștigător al României în cadrul celei de-a doua ediție a competiției mondiale Best Tourism Villages, lansată de Organizația Mondială a Turismului. Ministrul Antreprenoriatului și Turismului Daniel Cadariu a ținut să felicite și comunele Ciocănești din județul Suceava, respectiv Biertan din Sibiu, pentru că au ajuns în finala competiției. Rășinare, odată cu obținerea titlului de Best Tourism Village, devine membru al rețelei Organizației Mondiale a Turismului, creată pentru a facilita schimbul de informații, experiență și de bune practici între satele care dețin aceeași distincție, dar și cu cele incluse în programul Upgrade, respectiv satele care au ajuns în etapa mondială a concursului, dar nu au îndeplinit toate criteriile pentru a fi selectate. Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a felicitat satul Rășinari, dar și locuitorii săi pentru felul în care au ales să își valorifice bogăția culturală și naturală a zonei. Criteriile care au stat la baza selectării câștigătorilor sunt resursele culturale și naturale din destinație, promovarea și conservarea resurselor culturale, durabilitatea economică, socială și a mediului, dezvoltarea turismului și integrarea lanțului valoric, guvernanță și prioritizarea turismului, infrastructura și conectivitatea, sănătate, siguranța și securitatea, precum și fotografiile și videoclipurile de prezentare. Nu în ultimul rând aș dori să felicit și satul Ciocănești din județul Suceava, precum și Biertan din județul Sibiu. Ambele localități au ajuns în etapa mondială a concursului împreună cu rășinari, arătând lumii întregi că pot fi ambasadori de succes ai țării noastre. Noi le vom fi, alături în continuare, prin promovarea rutei satelor tradiționale turistice din România, din care fac parte împreună cu satele care s-au înscris în cadrul etapei naționale, Costești din județul Vâlcea, Eibental din județul Mehedinț și Râul Sadului, județul Sibiu. Sper că acest nou produs să atragă și alte destinații tradiționale românești. Ruta fiind în continuare deschisă pentru cei care doresc să facă parte din ea, a completat ministrul Constantin Daniel Cadariu.